Joi 7 iulie a avut loc la Palatul Cotroceni depunerea jurământului de către noi miniștri în prezența președintelui României și a guvernului Dacian Cioloș. Președintele României a afirmat în deschiderea ceremoniei că noi miniștri au o misiune grea. Aveți domenii sensibile și grele, educația, infrastructura și relațiile cu românii din diaspora. Mircea Dumitru are 55 de ani și este rector al Universității din București din decembrie 2011, când a fost ales pentru primul mandat. A fost reales în funcția de rector în 2015. În timpul mandatului său, teza de doctorat a lui Victor Ponta a fost declarată plagiat. Domnule ministru al educației, dumneavoastră preluați un domeniu care din mai multe motive mi este foarte drag. Noi doi am discutat în repetate rânduri, dumneavoastră în calitate de rector, despre ce ar trebui făcut. Am constatat cu ocazia acestor discuții că avem abordări similare. Sunt multe lucruri de rezolvat. Eu vă doresc mult succes. Aveți grijă de România educată. Să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor. Suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa se face Dumnezeu. Sorin Bușe, desemnat ministru al transporturilor, are o experiență de peste 20 de ani în industria auto, ocupând în trecut funcția de director general al Renault Technologies Romania. Infrastructura este de o importanță nevralgică, iar în domeniul transporturilor este mult de lucru. Pe oricine întrebați în ziua de azi de ce anume are nevoie România pentru a se dezvolta mai bine, o să vă spună de infrastructură. Deci este clar, toată lumea va fi cu ochii pe dumneavoastră ca să mișcați lucrurile. Sunt nenumărate șantiere începute, abandonate sau în pregătire. Vă doresc mult succes, aveți de lucru. I-a urat Iohannis noului ministru al transporturilor. Maria Ligor, desemnată ministrul Departamentului pentru Relațiile cu Românii de Pretutindeni, este diplomat cu o vastă experiență în domeniu, fiind în același timp o bună cunoscătoare a diasporei române. Maria Ligor a avut un rol important în semnarea acordului de securitate socială dintre România și Quebec. Pentru preluarea mandatului de ministru. Aveți domenii sensibile și grele de păstrat. Vă doresc să aveți mult succes. Doamna ministru, diaspora, românii din afara granițelor țării sunt în atenția noastră și nădăjduiesc că veți găsi căile cele mai potrivite de a arăta românilor din
în același fel, vă rog să-i convingeți că avem nevoie de ei. Domnule Ministru al Transportului, pe oricine întrebați în ziua de astăzi de ce anume are nevoie România pentru a se dezvolta mai bine, o să vă spună de infrastructură. Deci, este clar. Toată lumea va fi cu ochii pe dumneavoastră ca să mișcați lucrurile. Sunt nenumărate șantiere, și începute, și abandonate, și în pregătire. Vă doresc mult succes, aveți de lucru. Domnule Ministru al Educației, dumneavoastră preluați un domeniu care, din mai multe motive, mi este foarte drag. Noi doi am discutat în repetate rânduri, dumneavoastră, calitate de rector, despre ce ar trebui făcut. Și am constatat, cu ocazia acestor discuții, că avem abordări similare. Sunt multe lucruri de rezolvat. Eu vă doresc mult succes. Aveți grijă de România educată. Mulțumesc! Șeful statului român a acordat o atenție deosebită diasporei, afirmând că noul ministru însărcinat în relația cu românii de pretutindeni trebuie să convingă diaspora că România are nevoie de românii din afara granițelor și că României îi pasă de ei. Românii din afara granițelor țării sunt în atenția noastră și nădăjduiesc că veți găsi căile cele mai potrivite pentru a arăta că ne pasă de ei și, în același fel, vă rog să-i convingeți că avem nevoie de ei. Domeniul educației este un domeniu special pentru președintele României. Bună ziua, dragi telespectatori! ESCU TV a fost astăzi, 7 iulie, prezent la Palatul Cotroceni, unde președintele României, Klaus Iohannis, a semnat decretele de investire în funcție a trei noi miniștri, ministrul transporturilor, ministrul educației și ministrul delegat cu relațiile de pretutindeni, de fapt, ministrul responsabil de diaspora română. La această ceremonie a fost prezent primul ministru Dacian Cioloș împreună cu cabinetul lui. La sfârșitul acestei ceremonii, președintele Iohannis a ținut să precizeze că e vorba de trei ministere cu dosare sensibile, cu misiuni delicate, referitor la ceea ce ne interesează pe noi, românii din diaspora. Domnul Klaus Iohannis a transmis prin doamna Maria Ligor, fostă ambasadoare a Canadei în România, salutările dumnealui, precizând că România are nevoie de noi, românii din diaspora, și că nu suntem uitați, că relația dintre țara mamă și românii imigrați în cele patru colțuri ale lumii este importantă. Din această cauză presupunem că noul ministru responsabil de diaspora are o misiune importantă și în același timp nu foarte ușoară. Suntem încrezători în competențele și în experiența doamnei Maria Ligor, care cunoaște foarte bine diaspora nord-americană, în special cea canadiană. De la Palatul Cotroceni, Marius Balan, ESCU TV. Continuați să ne urmăriți! Ne cunoaștem de 10 ani deja. Ne-am întâlnit în Montreal la niște prieteni comuni. Am avut niște discuții foarte interesante atunci, care au făcut ca între noi să se lege o simpatie, o empatie reciprocă. Și am și vorbit la telefon după aia și ne-am și căutat și am și tot căutat să ne întâlnim. Dar iată că măcar după 10 ani și tot se întâmplă. Iată că după două tentative, în 2012 și 2013, de a ne întâlni, am trecut unul pe lângă altul, uneori tu spre Buzău, eu spre București. Tudor, la 10 ani după ce ai revenit în țară, spune-ne, te rog, de ce ai plecat tu din România?
vroiam să fac afaceri. Și România nu mi oferea potențialul ăsta absolut deloc. Era foarte greu, terminasem facultatea, câștigam 180 de dolari pe lună ca asistent manager la o companie cu 1800 de oameni. De ce ai ales să pleci în Canada? Puteai să încerci să pleci într-o altă țară în care ai fi putut să dezvolți o afacere? Erau numai 3 opțiuni la vremea aia. Canada, Noua Zeelandă și Australia. Noua Zeelandă și Australia erau foarte departe și în Canada aveam un foarte bun prieten. Oricum, prietenul din facultate. Cum a avut toată lumea un prieten în facultate, am avut și eu un cel mai bun prieten în facultate. Deci ăla cu care chiulam împreună, am fost cavaler de onoare la nuntă, toate poveștile astea. Și evident, când te așteaptă cineva în Canada... Este mult mai ușor și mulțumesc lui Alexandru Teodorescu că m-a suportat toată luna aia, când nu știam pe unde merg și ce fac și stăteam în Brosarnu în Montreal, luam autobuzul 45 de minute, era iunie, eu venisem de la 42 de grade, în Canada cred că erau 17 dimineața. O diferență. Da, o diferență. Ce aveai în torba ta cu vițe când ai ajuns pe aeroport la Montreal? Nu știam prea multe. Cred că asta e o greșeală pe care o fac foarte mulți. Toată energia fusese concentrată ca să ajung în Canada. Dar nu mă gândisem foarte clar ce o să fac odată ce ajung. Visam să-mi curgă râuri de bani toate în direcția mea, să fiu milionar, să am marele meu business, să-mi trăiesc visul american, să mă rog, tânărul imigrant care ajunge în America și face nu știu ce și alta și alta și după aia devine cel mai bun și cumpără compania. Odată ajuns acolo... Și odată ajuns acolo, n-a fost chiar așa. Oricum, a fost foarte aproape. În ziua numărul 5 am făcut compania Tudortel cu 32 de dolari, fiindcă îmi spusese cineva pe internet de mult că dacă vreau să fac asta, atunci Canada o să-mi dea această oportunitate. Oricum a stat compania vreun an jumate până când am reușit eu să bătrânesc. Procedurile totuși sunt extrem de simple, extrem de rapide. Poți înregistra o companie în câteva minute? În 5 minute la ghișeu 32 de dolari. A fost minunat. Greu a început după? A fost greu să dezvolți o afacere acolo? Eu când am venit știam că trebuie să muncesc. Am muncit din ziua numărul 3 în Canada. Am venit azi, mâine aveam nasul, m-am dus special la ghișeu pentru el, mi-au scris să ia nasul pe o hârtie și poi mâine lucram la consultant. Deja vindeam ziarul la presă. Vindeai ziarul la presă și probabil că nu aveai nici pe departe un salariu care la care ai fi visat când veneai. Niciun caz. Mi-a zis mama, tu dorești să nu te faci chelner sau șofer de taxi. Mama nu știa că există și telemarketer pe lume. Ce făceai tu ca telemarketer? Suna bine, angajăm telemarketer, dar de fapt... Dai telefoane, e un soft care dă telefon pentru tine și tu vorbești cu oamenii și încerci să-i convinzi să cumpere ziarul La Presse, care este cel mai bun ziar francofon din America de Nord. Nu este o meserie ușoară, meseria de vânzător, mai ales la telefon, la distanță, este o meserie pe care nu și-o doresc foarte mulți în Canada. Mai ales că nu e în limba maternă. Cum te descurcai cu franceza, cu engleza? Franceza n-a fost o problemă. O învățasem de acasă, o pritocisem, mă chinuisem special, fiindcă știam că o să trec. Nu aveam un sentiment de inferioritate, eu știu, accentul, râurile astea ale noastre românești? Nu. Dure? Nu, nu, absolut deloc nu. Canada a fost perfect corectă din punctul ăsta de vedere. Făceai probabil greșeli de exprimare, dar
Eu știu, care era reacția celor care... Mai mult amuzată. Mai mult amuzată. Da, mai mult amuzată. Nu este o țară în care să-ți fie rușine să faci gafe sau să greșești sau să pui întrebări? Nu există întrebări stupide sau prostești sau... Mulțumesc, Canadei, că m-a învățat asta. Sunt tare relaxat din punctul ăsta de vedere. Din toate experiențele tale de 5 ani în Canada, 5 ani, da. Spune-le telespectatorilor noștri, dragi românilor care doresc să plece în Canada sau românilor care doresc să se întoarcă, în două fraze, cu ce gânduri ai venit în România? Cu ce gânduri ai plecat din Canada? Cu ce impresie, mai bine zis? Mi-a plăcut Canada foarte mult, atâta timp cât a stat, dar se pare că după 5 ani mi-a plăcut și România la fel de mult. Însă... Ce te-a determinat să pleci? Dacă ți-a plăcut în Canada foarte mult? Nu puteam să am afacerea mea și câștigam mult prea puțin pentru munca aia pe care o făceam eu. Ai încercat totuși să dezvolți o afacere acolo, care a mers până la un punct din câte... Uleiul de măsline, destul de bine, vindeam în 40 de magazine, la Montreal și la Toronto. Mă duceam o dată pe săptămână cu mașina plină de ulei de măsline la Toronto. Vindeam foarte bine. După aia telefonia a mers moderat, dar nici nu era așa de multă muncă. Deci oricum, pentru mine cel mai important este că n-am fost la patron. Mai important chiar decât banii, care n-au fost extraordinari. Ce altceva te-a mai determinat să revii în România? Frigul? Canadian. Cine nu știe asta? Îl cunoaștem, da. Dorul de țară, care este cu adevărat de luat în seamă și la care nu m-aș fi așteptat absolut deloc. Mă rog, un părinte bolnav, dorința de a vizita, cam așa. Oricum, când am luat decizia, am pus-o în aplicare cam într-o săptămână. Nu te-ai gândit foarte mult? Nu m-am gândit foarte mult. Am lăsat lucrurile mergând în Canada, deci la mine a fost o emigrare bună, am continuat să muncesc la telefonia mea, câștigam bani în continuare în Canada, dar eu stăteam în România, deci totul era relaxat așa. Pentru a încheia, să spunem, episodul Canada, cum ți-a părut integrarea, acomodarea în Montreal, în Canada? A fost dificil? A fost... Cred că după 2-3 ani eram integrat cu adevărat. Sau poate n-am fost niciodată. Însă oricum, indiferent la ce fel de job vii, nu ești integrat după 3 luni. Trebuie să treci printr-o pierdere de job, printr-o dare afară, poate printr-o școală canadiană ca să începi să funcționezi efectiv ca un canadian, să te relaxezi, să nu te mai sperii, să zice ok, acum am primit un pumn în față, dar nu-i nimic, îmi revin. Să înveți sistemul? Da, să înveți sistemul. Oricum ar fi, aceeași inerție care s-a oprit, s-a muncit împotriva ta la început, va munci pentru tine după aia. Adică, ok, se închide compania din Montreal, dar nu contează, ești un inginer bun, pleci la Toronto, pleci la Calgary, pleci în America, pentru pleci în altă parte. Bani. Da. Toronto, așa zice toată lumea, cred. La Montreal, activitatea economică, e adevărat, nu este la fel de intensă ca în Toronto, însă Montrealul are poate ceva ce nu găsim în altă parte a Canadei, poate nici măcar nici în
America de Nord. Are șarmul lui aparte, clar. Are vechiul port. Festivalurile care încep din aprilie-mai și continuă până în octombrie-noiembrie. Da, da, până toamna târziu, o anumită relaxare a oamenilor. Oamenii fac glume, nu vorbesc numai despre bani și muncă ca la Toronto. Oricum, eu am stat tot timpul numai la Montreal, deși mergeam la Toronto o dată pe săptămână, într-un timp. Thank you.